salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Hermit Pack. Băi, fraților, știți că am vorbit zilele trecute despre noi modalități de a crea energie și se pare că astăzi vom pune în aplicare ce tot am pălăvrăgit până acum. Adică ce o să facem astăzi? Vom intra în modul mecanism, pentru că modul ăsta are foarte, foarte multe metode de a crea energie eficient și foarte, da, e eficient și nu știu dacă pot să zic că este greu sau e mult mai ușor decât celelalte metode pe care noi le foloseam înainte. Și de ce vreau să fac chestiile astea? Pentru că noi aveam noi tot timpul formam energie cam prin aceleași metode și am zis că este timpul să intrăm în ceva moduri noi. De fapt, moduri noi. Astea au fost cam primele moduri pe care eu le-am jucat și le-am cam neglijat în ultimul timp. De fapt, nu le-am prea folosit, pentru că de obicei modurile astea sunt foarte grele. Ați văzut în Industrial Craft că este un mod foarte greu și o să vedeți acum în Mechanism ce fel de mod este acesta. Așa că, fraților, dacă încă vă place seria de Hermit Pack, nu ezitați să apăsați pe butonul de like și haideți să trecem direct în video să vedeți ce chestii o să facem astăzi. O să încercăm să facem energie pe bază de abur, cred că este abur, nu știu exact ce formează mașineria sau apă sărată, nu mai știu, nu știu exact cum se traduce, se zice brine, așa este chestia aia numită. Și hai să te intrăm în conferință cu Diana, pentru că doar cu ea suntem astăzi și să vedeți despre ce este vorba. Bun, uite aici suntem cu Diana, care se tot teleportează și v-am zis că o să încercăm mai multe tipuri de energie. O să încercăm, uite, stai puțin. O să încercăm să facem energie bazată pe... O să încercăm să facem energie bazată pe chestii biodegradabile, adică să biodegradăm pumpkinul, să-l facem, uite, stai puțin, mecanism, biogenerator, și o să facem biofuel, deci chestii eco, și o să încercăm să facem astăzi și o stație de evaporare. Deci chestiile astea sunt chestiile principale, exact. Astea sunt chestiile principale din acest video și uite, Diana, văd că deja a început să dea drumul la producția de steel. Bă, nu știam că funcționează și cu block of steel. Niciodată, m-am uitat ce am văzut că merge. Bă, e foarte tare atunci, foarte, 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 foarte tare. Și treaba stă așa, deci ne punem să facem steel pentru că mănâncă foarte, foarte mult steel. Thermal evaporation blocul ăsta, 4 ingături de steel pentru 4 blocuri. Ok, și o să trebuie să facem, nu știu, oricum multe din astea, două thermal evaporation valve și un thermal evaporation controller și pe lângă asta cred că o să mă duc să iau acolo de la stația de curent a lui Insane 4 solar paneluri. Și o să trebuie să automatizăm cumva chestia asta să ne transmită tot pumpkinul în terminal, să-l culeagă singur, să-l transmită în terminal, pentru că da, și nu știu, trebuie să renunțăm și la torcerino că văd că provoacă și puțin lag și hai să ne punem să craftăm chestiile aia și ne întoarcem când putem să craftăm evaporation. De fapt o să-i punem stația de evaporare, așa o să o denumim, nu știu, trebuie să ne gândim și unde o punem și revenim imediat. Noroc cu torcerino, că uite-te și tu cât de repede putem face rost de dovleci. Și da, acum hai să mergem să facem. De fapt am făcut destui dovleci. Și a zis Diana, parcă avem itemele necesare pentru a crea un crusher din mechanism, nu? Avem. Da. Hai să vedem dacă putem să facem. Și am zis că o să ne întoarcem când putem crafta chestiile din uite, perfect, crusher. Așa, am zis că o să ne întoarcem când facem chestia pentru thermal evaporation, dar am zis ca să facem prima oară treaba asta și uite, hai să sparg ăsta aici. Nice, ok, și el vrea să vadă cum se fac foarte, foarte repede. Da, e și el curios. Da, e și el curios, normal. Ok, deci facem biofuel și văd că ăsta ne dă 6, deci cam de asta, se folosește ăsta și... Ai, din cauza torcerilor, nu știam eu de ce se fac astea așa de repede. Bun, hai să vedem dacă putem face biogenerator-ul. Cred că, da, uite-l putem crea din prima și o să fie puțin mai ciudată treaba asta. O să fie puțin mai ciudată treaba asta pentru că nu mai știu exact sigur cum se folosește chestia asta. Ba, așa de ușor? Doar atât? Adică, atât?
Ok, dar treaba e cam așa. Deci, stai să văd dacă, dacă cumva ăsta are un... E doar output. Ok, avem niște universal cable. Hai să vedem aici dacă avem. Poftim? Doar cu alea? Nu. De fapt, asta e puțin. Se iau niște conduit. Voleu, ce e aici, frate? Acum am văzut. Eu nu, nu știu unde. De torcerină. A, păi tu le-ai pus, nu eu. Asta de aici nu. Ba da, tu le-ai pus. Nu, eu le-am pus acolo. De la mecanism? Da. Deci, ia să vedem. Deci, dacă punem așa și dăm cu ăsta... 1400 de RF per tic. Și... Și... Și, 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 și... E bine. E destul de bine. O, stai că eram obișnuit, era, lol, eram obișnuit să scot, e să scot cu wrench-ul. Acum ce aș vrea să testez, pentru că asta ne interesează pe noi, deci noi scoatem acum RF. Cât RF? 280 RF per tic. Vreau să văd cum încarcă, cum încarcă chestia asta cu EU. Vreau să fac un MF, un MFI din ăsta. Hai să vedem, avem itemele necesare. Ia să vedem. Un MFI. Uite, avem unul, așa, și GLASS, Glass Cable, perfect, până atunci, până facem noi toate mendrele aici, până încercăm noi toate, toate porcăriile, vedem dacă Diana, de fapt, până atunci o să, o să facă rost de, bă, ce? E interesantă chestia asta, dar ar trebui să facem foarte multe ca să... să le susțină pe toate. Bun, hai că nu ne mai bate în capul cu treaba asta. Deci biofuel generatorul este bun, dar cred că este bun doar pentru, pentru RF, pentru că acolo produce foarte mult. Produce 1400 pe tic. Bine, nu e chiar foarte mult, dar e ok. Și hai să ne întoarcem noi la treaba noastră cu cu evaporatorul ăsta, cu evaporation controllerul, și revenim. Acum chiar revenim când putem să-l facem. Ok. Avem toate resursele necesare și cam, ne-ar trebui cam vreo 4 stack-uri de thermal evaporation block ca să fie totul ok. Deci uite, 4 stack-uri, punem astea aici înăuntru, avem nevoie de 2 valve și un controller. Bun, acum hai să luăm, să luăm chestiile astea înapoi, să mergem să facem, de ce nu am HHOVL, uite așa, perfect. Stai, mai am nevoie de încă ceva, mai am nevoie de un PUMP, mai am nevoie de o pompă, pe care, ia să vedem, uite, avem, avem să facem și asta, după asta trebuie să mai facem, uite, ia să vedem, ăsta, hai să facem 64 din astea și să facem mai multe din astea advanced, nu cred că o să mai am, băi, de ce am dat atâta din astea, adică, nu mă așteptam să am, pe bune. Am prea multe. Ultimate, bun, avem Ultimate Mechanical Pipe care duce 64 de găleți per tic. Deci 64 de găleți per tic, Diana, tu ce zic? Da. Bun, am zis că o să am nevoie de 4. Prea știu eu care e chestia cu ce vrei să faci, deci acum aflu. Acum afli, bun, o să, o să vezi, o să vezi care e ideea. Hai să mă ajungi pe mine puțin dacă e tot așa treaba. Deci avem nevoie de 4 panouri solare și hai să mergem acolo lângă, lângă uzina nucleară. Uzina nucleară pe care am făcut-o în episodul de ieri și dacă n-ați văzut cum a făcut uzina nucleară, trebuie să mergeți neapărat să vedeți. Stai puțin să verific aici ceva. E perfect. Completă. Da, încă nu este completă. Uite acolo, imediat o să... Uite, uite, uite cât de frumos arată. Da, da, se vede puțin. O să facem lângă, deci o să facem ca un fel de zonă industrială cu toate, 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 toate chestiile. Poftim? Uite în față aici. Nu, hai, hai, uite, hai să facem aici. Wow. Încercăm aici mai bine, Diana. Uite aici, unde ești tu? Aici, aici. Păi da, acolo. Păi da, aici. Ok. Păi acolo. Păi da, aici. Nu, 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 e bine, e bine, e bine, ne lasă-mă, lasă-mă, deci fii atentă. O să trească să fac o gaură de 4x4. Deci cam așa. Și asta trebuie să o umplu. De fapt, hai să nu fac gaură. Ai suficiente. Poftim? Ai suficiente. De obicei făceam gaură, dar am zis să o fac acum fără gaură și să o facem așa. De fapt, facem toată treaba asta. De că vin Moș Crăciun și prietenii săi. Lasă-i pe Moș Crăciun și prietenii săi. Și acum trebuie să ridicăm chestia asta. Nu știu, deci una, două, trei, patru, cinci,
Aoleu, e din aia gigantică. 6, 7, 8, 9, 10. Da, e cam așa ceva, gigantică. 10, acum trebuie puse două din astea, așa, în fiecare parte. Și trebuie să punem solar panelurile, pentru că asta nu trebuie alimentată cu energie. Are solar panelurile astea care tot timpul o vor alimenta. Și acum să vedem dacă primește energie. Stai să-l bat pe ăsta. Bun, s-a bătut singur. Perfect. Trebuie să mai pui ceva? Da, trebuie să mai pun controllerul și valvele. Deci o valvă aici, o valvă aici, poc, poc, și o să facă puțin lag, pentru că tot timpul controllerul, de fapt din câte știu, controllerul tot timpul va rămâne sus. Uite acum. Deci așa, ia să vedem. Dacă pot să pun controlul jos, sincer n-am încercat să văd dacă merge controlul jos, dar peste tot erau controlerele numai sus. Și să vedem dacă punem aici. Dacă poți numai să pun un pic. A, what? Merge? Da, perfect. Merge. Uite, văd că s-a format, uite, ne zice că e formed și ne zice că temperatura crește în continuu, ceea ce e foarte, foarte bine. De ce crește temperatura? Pentru că știm că în chestia asta vom adăuga apă și din... Evapora. Da, și se va evapora și din asta o să formăm, v-am zis, nu știu exact cum se traduce chestia aia în română, se numește brine, așa, brine, dar asta este, ok, și... Am nevoie de o pompă. Oh, dar uite, am un water bucket la mine, nu știu de unde e, dar Izileanu. Am apă. Și o să facem ceva de genul ăsta. Uite ce apă am eu. Ce apă ai tu? Nu, lasă, rămâi tu cu apa ta infinită. N-am nevoie de apă infinită, am nevoie doar de... Trebuie să-i faci și tot așa. Bă, dar trebuie să spargem din sulea de sus, pentru că e plin de chestii din astea. Bine. Dacă eram la început nu ne supăram, dar acum deja nu mai avem nevoie. Acum da, exact, acum chiar nu mai avem nevoie de ei. Și ia, punem chestia asta așa și trebuie să-i dăm energie. Doar pompii trebuie să-i oferim energie ca să funcționeze. Și hai să mergem înapoi. Momentan cred că putem să mai luăm încă un panou solar sau unul sau chiar două, vedem. Trebuie să facem un tank ca să scoatem toată substanța aia din... din evaporator, să zicem așa, evaporatorul. Bun. Asta așa e substanță din aia, gen gazoasă. Hopa, m-am dus. Hopa, m-am dus într-o parte unde nu trebuia. M-am dus sus. Nu e chiar substanță gazoasă, stai puțin, unde este universal cable. Și hai să facem câteva din astea. Facem așa. Nu mai am. Trebuie să punem niște iron în chestia asta. Așa. A, uite, deja pus aici. Da, am văzut. Deja ai făcut 64. Bă, mă bucur, adică... Nice. Ia să vedem, uite, așa. 64. Da, păi asta e toată treaba. Bun, hai că le las pe astea. Și hai să mergem să mai luăm... stai, am zis că trebuie un tank. Și hai să încerc să-l fac pe ăla din mecanism, ca să nu cumva să formăm ceva buguri sau probleme. Și o să vină cam așa. Deci, am tank-ul ăsta, am ăsta de energie. Hai să mergem să mai luăm un panou solar de acolo, de la firma lui Insane. Insane, dacă știu că o să te uiți la video și dacă o să vezi chestia asta... mulțumim de energie! Da, mulțumim că le-ai craftat pentru noi, adică e super, super bine. E super bine, Insane. Face o treabă perfectă. Cred că ar trebui să ne setăm un home și în partea cealaltă și după aia să vedem să ne facem ceva planuri și cum continuăm asta cu cum continuăm cu castelul. Cu aranjat. Da, cu aranjatul. Stai puțin să verific. Castelul, eu ți-am zis, o să avem mult. O să avem foarte, foarte mult. Da. bun, deci o să vină cam așa, ia să vedem. Deci ăsta dă energie. Ăsta o să așa. Perfect. Și ăsta trebuie să facem să scoată. Deci o să vină așa. Și acum vine partea interesantă cu configuratorul, în care noi dăm click dreapta și voila! Vem brine. Bă, brine e un fel de apă sărată. Cam asta e ideea cu brine. Nu știu acum cum stă treaba, dar de mare. Suficient de mare ce ăsta? Mare nu, nu, da, știu. Dar ce vreau eu acum să fac, ca să funcționeze totul mai bine,
să funcționeze totul mai bine, aș vrea să facem niște upgrade-uri pentru electric pump. Deci, aoleu, nu. Nu, trebuie să facem home 1. Bun, și hai să vedem upgrade-urile din mecanism. Poftim? De speed am făcut, parcă. Mac up. Nu ai făcut. Nu? Nu. Bun, deci o să facem așa. O să facem energy upgrade și speed upgrade. O să facem 8. 8 din fiecare. 8 din astea. Și hai să mergem înapoi. Băi, Diana, dar mă enervează că tot fac așa drumuri și să-mi dau home, știi? Eu asta fac acum. Mamă, o să ai înaintea mea home. Nu-i bine. Deci ăla să fie home 3. Avem două home-uri. Unul aici, acasă. Unul acolo sus la reactorul nuclear. Și al treilea o să-l avem aici la uzină, la zona industrială unde vom avea toate mașinăriile și cred că o să le mutăm puțin mai departe ca să nu ne formeze ceva lag și trebuie să spargem neapărat insula aia de acolo, să spargem off camera exact după video-ul ăsta. Pentru că Diana vine și ajută-mă să bat tot ăștia pentru că sunt prea mulți. Așa. Deci, upgrade-uri. Deci, 8 upgrade-uri, uite, speed, nu, asta e de energy upgrade, o să intre mai multă energie în el, 2.3, 3.5, 4, ia să vedem după aia speed cum o să fie ideea și cu speed-ul, poc, speed, increase speed of machinery, ok, bun, ok, se vede deja că are totul full. O să mai lăsăm. De fapt nu mai băgăm. Mă duc să mai aduc un fluid tank. Să vedem cât de repede îl umplem și pe ăsta. Pentru că ăsta deja este plin. Și ne întoarcem imediat. Bun. Am făcut acum două tipuri de de tankuri. Să vedem care. Să văd. Ba da, da. Mă gândeam că poate funcționează. Nu. Mă gândeam că poate funcționează. Am încercat. Bă, la că am umplut instant. Sigur e celălalt. Vezi în inventar. Da, okay. Și uite, văd aici că asta crește. Îi crește în continuu. Ok, și ce o să trebuiască noi să facem? Aș mai vrea să mai facem încă o mașinărie. O să mai facem încă un termal din ăsta lângă. Și o să-l facem chiar acum. Uite, o să facem așa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deci o să mai facem încă un thermal evaporation block. De ce? Pentru că vreau ca să transformăm totul în liquid lithium. N-o să vă zic acum de ce. N-o să vă zic de ce am făcut nici brine, nici liquid lithium. O să vă las să vedeți în episoadele viitoare. Pentru că da, uite acum văd că produce brine și în interior. Pentru că nu mai are unde să stocheze. Da, spune. Spune, Diana. Ai adus un drum? Și-a bătut joc de mine, da. A, am crezut că ai adus al... Stai că-i găsesc naș, am adus un advanced. Da, sigur o să-i găsești naș. Bun, hai că mă duc să fac itemele necesare și pentru celălalt thermal evaporation block. Și aici o să fie puțin tricky. O să fie puțin tricky pentru că o să avem ceva de lucru și o să fie puțin mai ciudat decât în partea asta. Pentru că trebuie să mutăm din partea asta în partea cealaltă să vedeți cum o să fie. Așa că revenim când terminăm structure block-ul. Ok, am făcut aici toată treaba asta, avem itemele necesare, putem să punem ăsta, hai să-l facem așa, hopa, avem ceva greșit, am făcut ceva greșit. Sunt prea apropiate și nu pot să pun advanced solar panel-ul pentru că sunt prea apropiate, deci o trebuie să sparg toată treaba asta. Sparg ce decât pe o parte și mutai decât... Nu avea rost. Nu? Nu, bun. Poftim? Încă se spawnează ea, vai de mine. Bun, hai că facem asta și ne întoarcem după. Bun, sperăm că acum o să funcționeze exact cum am vrut, așa. Punem și în partea asta. Și aici. Bun, așa nu mă bloca. În partea asta. Așa, acum putem să punem valvele jos. Să iau o guriță de mâncare. Bun. A, ai făcut ăla, bun. Da. Aruncă-l?
Nu știu dacă chestia asta ține. Nu, nu o să țină, dar o să, acum facem doar așa pentru demonstration purposes, știi? Doar ca să vedeți, să vedeți care-i treaba cu chestia asta. Bă, dar ia, du-te, adu-o întorcere, să vedem dacă funcționează, știi? E sigur? Da. Am uitat să fac o chestie. Dacă poți să faci tu electric pump și să vii cu ea, ar fi foarte util. Ce vorba? Bun, uite, avem și ăsta aici. Electric pump, da, e super easy de făcut. Credeai, e greu, stai să-mi aduc stil. Băi, dă-l încolo cu stil, că așa de greu. Ok, și în partea asta trebuie să punem, deci o să punem poc. Deci o să transferăm brine-ul din partea asta în mașinăria asta și... A, și stai, torcerină, da? Stai puțin, nu știu dacă avem nevoie de electric pump, ia stai 2 secunde. L-am făcut. Bun, păi nu, e ok atunci. Deci ăsta, ăsta o să vină push și ăsta o să vină pe pull. Nu, invers. Așa. Și acum ar trebui să mai facem un tank. Vină cu, te rog, cu un tank din la normal, știi? Fix nu mi-am dat home. Stai că ți aduc ce am făcut, ce am adus. Stai că aici ceva e greșit. Mă duc Sami? Ai, ok. Deci acum știu de ce. Știu de ce. Liquid lithium. Atât voiam să văd. Deci creăm liquid lithium și știam că, deci hai să vă spun care e treaba cu modul ăsta. Modul ăsta l-am jucat prima oară acum foarte mult timp, când a apărut prima versiune de Hermit Pack. Și treaba a fost că modul ăsta a fost bugat și nu prea știam să-l folosesc și acum chiar știu să-l folosesc. Adică am mai învățat Minecraft modat așa pe parcurs, nu foarte mult, adică nu știu foarte foarte bine Minecraft modat, dar înțeleg lucrurile. Și ia să vedem acum dacă scoatem liquid lithium și o să vedeți după aia ce o să facem cu el. V-am zis, nu o să vă zic acum, dar ăsta trebuie pus așa. Perfect. Are o culoare super ciudată, dar totul funcționează exact cum îmi doream. Nu vreau să-l fac să meargă mai repede atât, pentru că s-ar provoca lag și nu o să mai pun nici torcerinio. Așa că am făcut toată treaba asta. Avem și brine, avem și liquid lithium. Chestiile astea sunt niște chestii basic, de fapt sunt niște lichide basic pentru producerea energiei. O să vedeți în episoadele următoare despre ce vorbesc. Da, fraților, Începem să avansăm, exact, pentru că intrăm în mecanism și chestiile astea chiar sunt foarte interesante. Chestiile astea sunt extrem de interesante și putem să mergem cu ele mult, mult mai sus, adică să le facem mult mai mari, dar nu contează acum. Uite, ăsta are 600 de grade, deci nu știu cât urcă, cred că urcă până la 3000 de grade dacă nu mă înșel. Și e foarte bine, uite, vedem aici, produce 40 de mini bucket per tick. Ceea ce e destul de ok, și iasă de mai aici, ăsta produce 4. Vedem, când se încălzește, da. Deci, băi, fraților, cam ăsta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut. Am făcut niște chestii super interesante, ia să încercăm să mai mărim așa puțin, să vedem. Crezi că face față mai bine? De făcut față face mai bine. Uite, și electric pump-ul acum e full. Da, uite, dar sperăm să nu facă lag. Asta îi sperăm. Dacă cumva face lag, o să-l oprim și aia e. Deci, eu am fost Sami alături de Diana. Ne vedem data viitoare și v-am pupat. Nice! Pa!